să-i încurajeze Dumnezeu și să le spună, fiți liniștiți, istoria se repetă și Dumnezeu e cu voi și vă dă biruință și privesc toți spre voi și așteaptă ce va fi. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. S-a petrecut în vechea capitală, la curtea unui împărat vestit, ce stăpânea mulțimile cu fală. Un caz interesant, deosebit, nu este vorba despre Valea Dura și nici de lei regelui persan. De Mardoheu vorbește acum Scriptura și ne-l prezintă în luptă cu Haman. Dar până nu se dea până poemul, să facem cu eroii cunoștință și să cunoaștem care a fost sistemul în bătălia dată prin credință. Haman era întâia sumitate, era întâiul după împărat, căpetenia mai presus de toate, un fel de prim-ministru la palat. Era el mare. Însă și mândria îl stăpânea în mod deosebit, de parcă lui a fost împărăția, atât era de ostil și închipuit. Avea pretenții, ca la rugăciune, toți slujitorii marelui palat să-i se închine toți cu plecăciune și să-l salute în mod zeificat. Și îl salutară slujile smerite, de fiecare dată ca pe un zeu. Dar într-o zi, la porțile vopsițe, s-a întâlnit Haman cu Mardoheu. Și Mardoheu îi zise, salutare, dar fără plecăciune până jos. El a rămas în fața ei în picioare, căci el era iudeu și credincios. El știa cuvântul vremurilor grele, când Dumnezeul lui Moise a vorbit, să nu te închini la oameni Israelei, căci eu sunt Domnul, eu te-am izbăvit. Să nu te închini, dar slugile dușmane cu sabia vor cere impunând să li se închine ființele sărmane și în cazul lui Haman, deci, salutând și îl urmări de fiecare dată strălucitorul fiu de la palat pe cel ce sta la poarta depărtată și niciodată nu i s-a închinat. Din ce popor se trage această slugă? Haman e plin de o aprigămânie. Ar vrea tot neamul, tot să îl distrugă, ca să-și răzbune marea lui mândrie. Israelii din țara depărtată, i-au zis argații despre Mardoheu, el nu se închină ție niciodată, că cel e credincios lui Dumnezeu. Israeliți, ei bine, o să vadă, am să le șterg din țară pomenirea. Dezlănțuindu-se ca o cascadă, abia putut să-și stăpânească firea. Și l-a împărat, s-a dus la audiență. O clipă n-a mai stat să zăbovească, să-i ceară deci cu multă insistență ca pe iudei pe toți să-i nimicească. Și nu era o mare greutate ca să obțină el dezideratul, că doar era ministru în palate și mai era și prieten cu împăratul. Și altă cu dorința împlinită. Pentru iudei porunca-i decretată și luna e și ziua stabilită când îi va fi mândria răzbunată, când va peri un neam, o națiune. Căci e dorința unui om smintit, ce și-a ieșit din simț, din rațiune și până la nebunie s-a împietrit. Alergătorii fug și dau de știre, din Susa până la ultima colină, vestind iudeilor nenorocire, căci vor peri în țara cea străină. Dar Mardoheu și neamul lui cel mare nu sunt păgâni, ei au un Dumnezeu ce a purtat pe arii plutitoare și au biruit oricât a fost de greu. Lăsați-vă, Domnul, acum israeliții să fie învinși de o aprigămânie. Cu noi e Domnul, strigă mântuiții. Cu noi e Dumnezeu din veșnicie. Nu e târziu. Iudeii să postească și să se îmbrace în sac și în cenușă, că poate Domnul în mila lui cerească le va deschide îndurării ușa. Și s-au unit în post și în stăruință. Cei condamnați la moarte prin sigile, chiar și este era plină de credință. Împărăteasa a postit 3 zile. Împărăteasa numai unul știe. Estera ieșia dintre iudei, căci Dumnezeu la tronul de domnie o înălțase tocmai pentru ei. Și bătălia a început să crească. Haman a pregătit spânzurătoarea. Pe Mardoheu așa să-l pedepsească, așa să-și manifeste răzbunarea. Un înger! Însă e trimis de Domnul în Babilon, în noaptea înstelată, la împărat să-i îndeparte somnul, să fie o veche taină dezgropată, lipsit complet.
de simțul adormirii, era o noapte grea pentru împărat. Dar noaptea aceasta îi noaptea izbăvirii din mâna celui care a condamnat. Căci copleșit de această insomnie, ca să-și petreacă noaptea mai ușor, el porunci la cronicari să vie cu sulul cărții amintirilor. Și i-au adus o carte învechită. De ce pe aceasta? Mă întrebai și eu. Aceasta este cea mai potrivită, că ne-a scris și despre Mardoheu. De Mardoheu în cartea împărătească? Da, fiindcă el știuse de-a lor plan. De famenii ce au vrut să-l nimicească pe împăratul babilonian. Și atunci împăratul cu uimire pe slujitorii lui a întrebat: acest erou primi vreo răsplătire sau a rămas așa neobservat? Din câte știm, nimica niciodată. Cu neputință vreau ca să-l cinstesc. Lui Mardoheu eu vreau să-i dau răsplată, căci datorită lui eu mai trăiesc. Și zorile se lasă în grădină, hamam pe scări, se urcă încetinel. Iar împăratul așteptă să vină, că avea o taină de vorbit cu el. Hamanei, uite, am o întrebare și spune-mi tu, cum crezi că se cuvine? Când vrei să-i dai la cineva onoare, cum să-l îmbraci și să-l cinstești mai bine? Eu am uitat, dar am o datorie. În noaptea aceasta am descoperit pe cineva ce-mi făcuse mie un mare bine și nu i l-am plătit. Pe cine oare vrea să răsplătească? Am crezut că el e onoratul. Există altul să mă înlocuiască? Să fie mai iubit de împăratul? Ca să-l întreb la cine îi vrea favorul, aceasta este nepoliticos. Dar dacă pentru mine e onorul, atunci voi fi nespus de pretențios. Voi cere ca să fiu încoronat și să mă îmbrace în falnic ai mantie, pe calul lui să fiu încălecat și toată cinstea să-mi o deie mie. Ca și asta am așteptat nespus să fiu asemeni lui în strălucire și iată zeii ceasul mi-au adus să fiu cinstit cu această răsplătire. Deci, te-ai gândit, Hamane, ce să spui? Da, împărate, cred că așa ar fi bine, pe onorat pe calul tău să-l sui și să-l cinstească toți ca și pe tine, să nu-i lipsească mantia, nici brâul și nici coroana țării maestate. Iar cineva la cal să-i ducă frâul și în fața lui să strige prin cetate. Așa se face și îi se cuvine acestui om pe care împăratul l-a înălțat să steie lângă sine și i-a cerut în amănunte sfatul. Ideea aceasta îmi pare magistrală. E vorba însă despre Mardoheu. Am să-l îmbrac în haina mea de gală, să fie el o zi în locul meu. Iar tu să faci precum ai spus în toate și să nu lași nimic neîmplinit, să-i duci de frâul tu calul prin cetate, să știe toți că eu l-am răsplătit. Îngrozitor, chiar eu să-mi prim dușmanul? Dar eu cu alte gânduri am venit. Dar cum să spună nu la suveranul? Că ți-ar putea să fie pedepsit. Ce să mai facă? El ceru sentința și nu mai poate să mai dea înapoi. În bătălie biruie credința. Și iată-i prin cetate pe amândoi. Haman pe jos, iar Mardoheu călare. Cum se învârtise acul la balanță? Portarul e în cinste și onoare, iar capitanul ajunse ordonanță. Haman e slugă. Mardoheu e soare. Hei, rob netrebnic, strigă de slușit, să știi azi mulțimea aceasta mare, căci Dumnezeu nostru te-a smerit. În capitala sus e paradă, pe alei, pe bulevarde au ieșit mulțimile pe Mardoheu să-l vadă. Și pe Haman atât de necăjit, Haman se încruntă, Mardoheu zâmbește, căci Dumnezeu i-a șters a lui ocară. La împărat Estera mijlocește pentru iudeii condamnați din țară. Haman, să știi, a condamnat la moarte pe mine și pe al meu popor smerit. Împărăteasa cu a ei rapoarte, pe împărat grozav l-a zguduit. Primește acum Estero grațierea pentru iudei și nu te necăji, că în țara aceasta eu dețin puterea, iar cu Haman să faci ce vei dori. Iar unul din mulțime a strigat, ca să audă toți din jurul său:
Haman la el acasă a ridicat spânzurătoarea pentru Mardoheu. Atunci el să fie spânzurat pentru tot răul ce l-a uneltit. De după oruncă marele împărat și slujitorii lui au și împlinit. Și coborâm pulbere mândria, dar cel smerit de Domnul înălțat. Așa se terminase bătălia a celor doi bărbați de la palat. De aceea învață, frate, umilința, căci nu e bine mândru să te dai, căci omul mândru râde pocăința, dar pe smerit el duce sus în rai. Haman simbolizează heruvimul, ce a vrut să fie așa ca Dumnezeu. Iisus Hristos e după Tatăl primul, dar s-a smerit la fel ca Mardoheu. Iisus ne arată lemnul suferinței și un alt Haman ce l-a pregătit, dar după aceea slava biruinței în strălucirea fără de sfârșit. Fii credincios, chiar dacă ești portarul, sau poate ești în ceva și mai greu, la cei smeriți li se acordă harul. Voi, frații mei, fiți frați cu Mardoheu! Dar parcă ceva încă se mai cere. Și pentru voi, surori ce mă ascultați, în lupta voastră fiți și voi estere. Și pentru viața veșnică luptați. Amin!